Prima intervenție a fost asigurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Păunești cu autospeciala de stins incendii, care a acționat atât pentru localizarea incendiului, cât și împreună cu proprietarii și cetățenii pentru evacuarea bunurilor aflate în interiorul imobilului. Din cadrul secției de pompieri Arciul au intervenit două echipaje cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, la locul intervenției fiind mobilizată și o ambulanță SMURT pentru asigurarea asistenței medicale în caz de nevoie. În urma incendiului a ars acoperișul locuinței, alipit de cel al unei anexe, pe o suprafață totală cumulată de aproximativ 140 de metri pătrați și s-au deteriorat pereții imobilului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. O ambulanță SMURT a fost prezentă la fața locului pentru asigurarea asistenței medicale în caz de nevoie. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că evenimentul s-a produs cel mai probabil din cauza unui coș de fum amplasat, ori neprotejat termic față de materiale combustibile. Pentru că astfel de evenimente neplăcute să nu se mai întâmple, pompierii fac recomandări populației. Având în vedere că suntem în plin sezon rece, iar în această perioadă cetățenii exploatează intens sistemele și mijloacele de încălzire, reamintim că este importantă verificarea acestora periodică și întreținerea atât a sobelor cu sau fără acumulare de căldură, a centralelor termice, cât și a coșurilor și burlanelor pentru evacuarea fumului.